ați venit la Camelia în bucătărie, la tot o să facem fondant și acești trandafirași frumoșei. Ia uitați! Și să vedem modul de preparare. Se realizează acest fondant. O să avem nevoie pentru fondant de bezele. De data aceasta le-am cumpărat verzi, bezele moi sau de, ca să nu le mai pun colorant. Roz, albe, sunt moi. Cred că le știți, galbene. Așa. O să avem nevoie și de zahăr pudră. Eu l-am dat prinsită înainte. Și de puțină apă. Puțină, ca să facem fondantul. Și ca să lucrăm cu el, o să avem nevoie de puțin amidon. Și să începem să punem, să facem roz. Eu am să pun una, două, să vedem câte am. 3. Am să pun 4 bezele. Și am să iau o linguriță și am să pun o linguriță de apă aici peste. Și am să le bag în microunde, dar le puteți pune și pe aragaz, pe baie de abur, până se topesc. Și am să le bag câteva secunde. Bezele s-au umflat, încep să se topească aici. O să amestecăm așa puțin. Eu mă bag foarte, foarte bine cu acest fondant. Dă un gust foarte bun și la tort. Că sunt foarte, foarte aromate aceste bezele, aceste bomboane gumoase de marshmallow. Ia uitați, s-a topit. Acum eu am să adaug zahăr pudră, cât este necesar. Și am să vă arăt. Și o să punem deocamdată 2 linguri și amestecăm. Și amestecăm încet. După aceea o să lucrăm puțin pe masa de lucru fondantul. Ia uitați. Încet amestecăm. Și zahăr adăugăm cât este nevoie. Am să mai pun puțin. Deci am pus 3 linguri până acum de zahăr pudră. Și când se îmbracă tortul, fondantul nu este gros. Se face subțire și se îmbracă. Tortul trebuie să fie uns cu unt și cu zahăr pudră. Se face o cremă. Chiar și cu cremă poate fi uns. Și apoi aplicat fondantul peste. Așa. Acum am să transfer pe masa de lucru. Am să pun puțin zahăr pudră aici, pe masă. A 4-a lingură de zahăr pudră. Așa. Și o să transfer compoziția pe masa de lucru. Așa. O să ne ajutăm cu o lingură. Să scoatem totul de aici. Și apoi lucrăm puțin pe masa de lucru. Și adăugăm zahăr cât este nevoie. Începem să lucrăm. Este moale, încă se lipește. Și amestecăm până nu o să mai fie necesar să introducem zahărul. Așa. O să mai adaug încă o lingură de zahăr pudră, că e foarte, foarte moale. Aici deasupra. Și amestecăm așa. Încet. Cam cum am frământat. Încet. Așa. Și acesta o să fie fondantul roz. Și se păstrează în folie alimentară. Și când lucrați cu el, tot la fel, îl țineți în folie alimentară ca să nu se usuce. Așa. Să adăugăm tot zahărul care este aici pe masă. Așa.
Acesta este fondantul roz.